Vreau să citesc din Psalmul 32, 5 versete, pagina 570 în Sfânta Scriptură, un psalm al lui David, unde cuvântul Domnului spune așa. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta averii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Amin. Frați și surori, una dintre experiențele de viață comună tuturor oamenilor este oboseala. Nu există pe planeta asta om care să nu obosească. Obosesc tinerii și obosesc bătrânii. Că unii obosesc mai repede decât alții, altă poveste. Dar noi toți oamenii avem momentele noastre de sfârșeală, de neputință, de oboseală. Și poate că uneori am stat și ne-am întrebat de unde ni se trage. Suntem obosiți, dar de ce suntem obosiți? Oboseala poate fi fizică uneori, pentru că am depus eforturi extraordinare, am muncit foarte mult, poate fi una psihică, purtăm cu noi neîmpliniri, frustrări, supărări. Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit vreodată că o oboseală sau un fel de oboseală poate fi și cea spirituală? Câți? Știți, într-o dimineață un frate care a trecut pe aici pe la Avon și a predicat, a zis, vă văd obosiți. Nu știu cum ați interpretat spusa fratelui. Dragii mei, de unde ni s-ar putea trage uneori starea de oboseală, de sfârșeală? Știți că sunt oameni care după noapte se trezesc obosiți. Oameni merg la muncă obosiți dimineața. Tineri care se duc la școală obosiți dimineața. Și întrebarea este, de ce? De unde se trage? Unul o să zică, muncesc mult, aglomerat cu muncă, vrem să facem multe lucruri într-o unitate foarte mică de timp și ne supraaglomerăm. Așa este. Purtăm cu noi, cum am spus mai înainte, frustrări și neîmpliniri și nemulțumiri și așa mai departe. Am citit în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu sau un cuvânt lui Dumnezeu despre un om care experimenta un anumit fel de oboseală. Zicea el aici, mi se usca vlaga, mi se duce puterea, energia. Și întrebarea pe care mi-am pus-o când m-am uitat la textul acesta, din această perspectivă a fost următoarea, bine, de unde îi se trage la David oboseala asta, sfârșeala asta? Îi se usca vlaga, îi se duce puterea. Știți că a avut David momente în viață când a obosit din cauza efortului. A depus efort în război, în luptă. De unde îi se trage oboseala asta? Pentru că s-ar putea, dragii mei, uneori oboseala de care suferim noi sau care ne marchează pe noi să ni se tragă de acolo de unde se trăgea lui David. De unde se trăgea oboseala asta? Dragii mei, oboseala asta nu era una fizică, era una spirituală. Oboseala asta îi se trăgea, dragii mei, la David de la faptul că a purtat cu el o anumită perioadă de timp un trecut nerezolvat. La un moment dat, omul ăsta a păcătuit înaintea lui Dumnezeu și știți toată povestea lui David, păcatul lui David, și, dragii mei, omul ăsta, în loc să-și rezolve problema înaintea lui Dumnezeu, a tras trecutul ăsta păcătos cu el, dragii mei, și spun cercetătorii, undeva aproximativ un an de zile. Și ducând după el trecutul ăsta păcătos, nerezolvat, omul ăsta a ajuns în această stare de epuizare spirituală, în această stare de neputință spirituală. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta averii. Dragii mei, sunt convins că vin în locul acesta uneori oameni obosiți din cauza efortului fizic pe care l-au depus. Au muncit o săptămână întreagă, poate de dimineața până seara, noaptea târziu, și au venit, dragii mei, duminică dimineața obosiți la casa lui Dumnezeu. Și își găsesc cumva explicația asta. Am muncit toată săptămâna.
Sunt convins că vin la casa lui Dumnezeu oameni obosiți din punct de vedere psihic. Au avut încercări în viață, frustrări în viață, așteptări neîmplinite și au pus undeva o țintă cine știe unde și n-au putut să o atingă, cine știe, din punct de vedere financiar, familial, nu știu cum. Și această, dragii mei, adunare de atâtea lucruri dureroase pentru ei i-a dus la această neputință spirituală sau psihică, dacă vreți. Dar sunt la fel de convins că vin în casa lui Dumnezeu oameni obosiți din cauza unui trecut nerezolvat. Și stau aici în casa lui Dumnezeu și când se cântă nu pot cânta, când biserica se roagă nu se pot ruga, când se predică cuvântul lui Dumnezeu nu se pot concentra, când alții se bucură nu se pot bucura înaintea lui Dumnezeu. Trag acest trecut nerezolvat după ei. Dragii mei, mă rog Domnului să ne binecuvânteze în această dimineață, foarte scurt despre asta vreau să predic, dragii mei, obosit din cauza unui trecut nerezolvat. Oare de ce trecutul ăsta nerezolvat ne obosește din punct de vedere spiritual? Oare de ce? Rugăciunea mea către Dumnezeu este să ne ajute pe fiecare dintre noi, dacă suntem marcați de această oboseală spirituală din cauza trecutului nerezolvat, Dumnezeu să ne lumineze în această dimineață. Dumnezeu să ne dea și puterea să-L rezolvăm. Deci, trecutul acesta nerezolvat ne obosește pentru că purtăm cu noi o povară care ne epuizează. Purtăm cu noi în fiecare zi o povară care ne epuizează. Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit vreodată, dragii mei, că păcatul este o povară, o greutate? V-ați gândit vreodată? Știți că este o greutate, păcatul. Zicea psalmistul în psalmul 38, mi se pare versetul 4, zicea psalmistul acolo așa: fără de legile mele se ridică deasupra capului meu. Sunt prea grele pentru mine. Fără de legile mele sunt prea grele pentru mine. Sunt o povară grea. Fără de legile mele sunt o povară grea, spunea psalmistul. Câți din locul acesta, dragii mei, ați simțit că purtați poate o vreme povara asta după dumneavoastră? Știți ce a zis prorocul Isaia în capitolul 53 despre Domnul Iisus Hristos, capitolul acela care vorbește despre suferințele Domnului? Știți ce a zis? El va lua povara nelegiuirilor lor. Adică păcatul ăsta este o greutate care o vreme pentru cei care se pocăiesc a stat acolo pe Domnul Iisus Hristos. A purtat El greutatea asta ca să nu mai purtăm noi dacă ne-am pocăit de păcatele noastre. Dragii mei, păcatul este o greutate pe care o purtăm cu noi dacă nu rezolvăm trecutul acesta păcătos. Și dragii mei, dacă greutatea aceasta este mai mare decât resursele noastre, asta ne obosește. Dacă greutatea asta, povara asta este purtată o perioadă îndelungată de timp, asta ne obosește. Cum spuneam, David a purtat aproape un an de zile greutatea asta cu el și asta l-a obosit. În ce sens păcatul ăsta este o povară, este o greutate? Știți în ce sens? În sensul că ea, povara asta sau păcatul acesta, ne face să simțim să avem un sentiment de vinovăție. Și nu că avem un sentiment de vinovăție, ci chiar suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și purtăm cu noi această vinovăție. Și ascultați-mă, vinovăția aceasta ne terorizează emoțional. Vinovăția este o durere emoțională. Și spuneți voastră care ați trecut prin experiența asta de viață, care ați experimentat această vinovăție, această povară a vinovăției și spuneți dacă nu este o teroare emoțională. Că nu poți să mănânci, nu poți să dormi, nu poți să te odihnești, nu te poți bucura deloc. Spune Sfânta Scriptură că atunci când Petru stătea în seara aceea acolo în curtea marelui preot și a venit slujnica și l-a confruntat și a zis: și tu ești unul dintre urmașii lui, și de trei ori Petru s-a lepădat, a cântat cocoșul.
Când a cântat cocoșul, cocoșul acesta era mesagerul lui Dumnezeu, pentru că Domnul i-a spus, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Când a cântat cocoșul, Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului. Spune Sfânta Scriptură că Petru a ieșit afară, continuați dumneavoastră, și-a plâns cu amar. Adică avea această durere emoțională extraordinară înăuntru lui, pentru că și-a dat seama că a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, zicând de trei ori, nu-l cunosc, nu știu cine este, s-a jurat cu blestem că nu știe cine este. Uneori, dragii mei, această apăsare emoțională, această terorizare emoțională, te duce până la gesturi incalificabile. Gesturi extreme, dacă vreți. Acum vreau să vă dau exemplul lui Iuda. Știți toți despre Iuda. Unul dintre ucenicii Domnului ține el punga și într-o zi s-a dus și l-a vândut pe Fiul lui Dumnezeu marilor preoți. Sau marilor preoți și preoților celor mai de seamă. După ce l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos și a urmat procesul și sentința și urma să aibă loc condamnarea, spune Sfânta Scriptură că Iuda s-a dus la preoții cei mai de seamă și a zis așa, căindu-se. Ce a zis? Am vândut sânge nevinovat. Adică eu sunt vinovat că am vândut sânge nevinovat. Și a zis, și-au zis preoții cei mai de seamă, dar ce ne pasă nouă? E treaba ta. Știți cât de puternic a fost sentimentul ăsta de vinovăție care a apăsat povara asta, care a apăsat pe conștiința lui Iuda. Știți cât de puternic a fost? Spuneți la Scriptură, arunca bani în templu și s-a dus și s-a spânzurat. Ați auzit? De ce? Pentru că omul ăsta purta cu el o povară extraordinară pe care n-a mai putut-o duce. În loc să rezolve problema asta corect înaintea lui Dumnezeu, cum a rezolvat-o Petru Bunoară, omul ăsta a luat decizia asta ultimă, s-a dus și s-a spânzurat. Deci, dragii mei, obosim din cauza unui trecut nerezolvat pentru că purtăm cu noi această povară a vinovăției noastre care ne epuizează. În al doilea rând, și poate cu asta și închei, în al doilea rând, dragii mei, trecutul acesta nerezolvat ne obosește pentru că ne consumăm cu trăirea unei vieți duplicitare. În ce sens? Dacă ne uităm la David, la împăratul David, la psalmistul David, la profetul David, cum vreți să-i spuneți, Dumnezeu din cer a depus o mărturie extraordinară despre David. Ce a zis Dumnezeu despre el? Încă la început. Stătea de vorbă Samuel cu Saul care a păcătuit înaintea lui Dumnezeu și a zis Dumnezeu te lapă de pe tine pentru că și-a ales un om după inima lui. Și în Noul Testament, în Faptele Apostolului, capitolul 13, când Pavel ține o predică acolo, spune că Dumnezeu l-a ales pe David și a zis, am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea care va împlini voile mele. Și Dumnezeu din cer a depus această mărturie, despre mărturia asta știa Samuel, despre mărturia aceasta știa Saul, despre mărturia aceasta într-un anume fel știa poporul, pentru că știa că Dumnezeu l-a uns pe David împărat în locul lui Saul. Și când păcătuiești, ce se alege de mărturie? Frați și surori, Dumnezeu depune mărturie despre noi, știți lucrul acesta? Petru, după ce a intrat în casa lui Corneliu și a fost chemat să dea socoteală cum de a intrat în casa unuia dintre neamuri, a zis, Dumnezeu a depus mărturie despre ei, dându-le Duhul Sfânt ca și nouă la început. Sunteți oameni aici despre care Dumnezeu a depus vreo mărturie vreodată? Sunteți, frați și surori? Să puteți spune, a depus Dumnezeu, dându-mi și mie Duhul Sfânt, așa cum s-a întâmplat cu biserica de la început. Sunteți oameni de felul acesta? Și într-o zi ați păcătuit. Ce se alege de mărturie? Știți care este problema noastră? Când știm că avem această mărturie, nu de la oameni, de la Dumnezeu din ceruri, și când păcătuim înaintea lui Dumnezeu, problema noastră este următoarea. Ce facem cu mărturia? Cum să rămână mai departe mărturia? Să ne știe oamenii așa cum eu știu până atunci. Și încercăm, frați și surori, să trăim o viață duplicitară.
ca să ne păstrăm fața frumoasă. Saul din Vechiul Testament, împăratul Saul, când l-a confruntat Samuel după ce a venit în neascultare de Dumnezeu de la războiul acela, a zis către Samuel, bine, bine, am păcătuit de data asta, tu știi că am păcătuit, dar vină cel puțin și cinstește-mă în fața poporului. Adică să rămân în fața oamenilor cu fața frumoasă, cu mărturia aceea că a curs un de lemnul sfânt pe capul meu când m-a uns Dumnezeu împărat. În fața oamenilor să rămân cu această mărturie. Ei, dragii mei, problema noastră este că atunci când păcătuim, vrem să rămânem cu fața frumoasă în fața oamenilor. Și începem să trăim această viață duplicitară. Să stăm între oameni cu păcatul nostru acoperit, purtând mereu o mască. Suntem oameni de treabă, suntem oamenii lui Dumnezeu. Și încercăm cumva să păstrăm secretul. Ascultați-mă, știți ce a făcut David, dragii mei, ca să poată păstra cumva, ce mască și-a pus omul ăsta, ce lucrări a făcut ca să-și poată păstra secretul, știți? A apelat la prima înșelătorie, l-a chemat pe omul ăsta Urie de pe câmpul de luptă și a zis, du-te acasă, ai o permisie. Dar de fapt nu avea nevoie de permisie. Și spune Sfânta Scriptură că Urie a stat acolo la poartă și nu s-a dus acasă. Și când a văzut David că nu poate să-și acoperă, să-și țină secretul cu înșelătoria asta, apelează la a doua înșelătorie. Știți care a fost la a doua înșelătorie? A făcut un banchet, o sărbătoare, l-a chemat pe Urie, s-a îmbătat Urie și a zis, du-te acasă. Ești impermis, du-te la nevastă, acasă. Și spune Sfânta Scriptură că Urie nu s-a dus acasă, nici așa, băut cum era. Și atunci David a apelat la treia înșelătorie, înșelătoria finală, și a scris o scrisoare lui Iob și a zis așa, îl pui pe Urie în linia întâi, când ies vrăjmaș și vă trageți înapoi, să moară. Dragii mei, omul ăsta, om despre care Dumnezeu a depus mărturie, când a tras trecutul ăsta după el, trecutul ăsta nerezolvat, a încercat să trăiască o viață duplicitară. Dragii mei, ascultați-mă bine, s-ar putea să fim obosiți din cauza asta, unii dintre noi. Tragem după noi un trecut nerezolvat. Întrebarea este cum să-l rezolvăm. Cum să-l rezolvăm, frate și surori? Cum? Știți cum? Așa cum a făcut David. A stat înaintea lui Dumnezeu în duhul pocăinței și a făcut apel la mila lui Dumnezeu. Noi avem impresia, dragii mei, că putem să ne ducem la infinit cu trecutul ăsta nerezolvat. Că de un an de zile Dumnezeu nu a venit să ne pedepsească, de un an de zile Dumnezeu nu a venit să ne facă rău, că, cum a spus și fratele Mitru, business-ul merge bine, dar până la o vreme. Și trăgând după noi trecutul ăsta nerezolvat, într-o zi, dragii mei, suntem epuizați din punct de vedere spiritual. Și venim la biserică și ceea ce găsim de făcut este să comentăm la cântare, să comentăm la predicare, să comentăm la rugăciune, de toate. Toți sunt de vină. Și uităm, dragii mei, că problema nu-i la alții, problema este că tragem după noi un trecut nerezolvat. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze în această dimineață. Fiecare dintre noi să ne analizăm viața noastră și să vedem de ce suntem obosiți. Uneori zicem ne obosește cântarea, alteori ne obosește rugăciunea, alteori ne obosește predica. S-ar putea ca oboseala să fie pentru că tragem după noi un trecut nerezolvat. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să-l rezolvăm în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că în acest nume Dumnezeu ne iartă de toate păcatele noastre care le-am tras poate de ani de zile după noi, până în ziua de astăzi. Dumnezeu să aibă milă să ne binecuvinteze.